A fost scandal în prima zi de școală în comuna Balaci din județul Telorman. Părinții și copiii au protestat în fața primăriei pentru că edilul nu le asigură transportul celor mici care nu mai pot acum să ajungă la ore. Totul după ce fostul șofer și-a dat demisia, iar angajarea altuia ar dura cel puțin o lună. Doamne, dar nu se poate așa ceva. Prima zi de școală trebuia să fie și în primar, trebuia să fie rămas acolo. Da? Era prima zi de școală, așa era frumos, cum era cupa, cum era doamna directoare, cum a fost. Reprezentanții părinților și cu mine să venim și să încercăm încă o dată. Păi și ce faci, ne privăm toată săptămâna? Păi de mâine, cum și-a asemnat ce faci? Dar de cine a fost ca primar în prima zi de școală, că știa că trebuie să fie toți copiii? Șoferul a demisionat, da? Contractul lui de muncă s-a încheiat în data de 26-8, da? A respectat procedura legală, postul va fi scos la concurs mâine, în data de 6, și ocuparea postului prin concurs se face pe 28-9. Wow, păi până pe 28, ce se întâmplă? Până pe 28 urmează ca mâine să avem o nouă ședință cu părinții și să stabilim de comun acord cum vom proceda. De la primărie ce răspuns ați primit? Am primit că nu au în primărie un șofer care să corespundă cerințelor. Băiatul ăla și-a dat demisia, a spus că pleacă din primăvară. Doamna directoare a plecat în concediu, nu a vrut să scoată postul la concurs, că n-are avizul inspectoratului. Postul exista în organigramă, atât în organigramă, cât erau și bani prevăzuți pentru post. Nu a vrut. Acesta și-a dat demisia din cauza faptului că primarul acuza că fură motorină, din cauza faptului că îl solicita sâmbăta și duminica să meargă cu el la diverse activități, acesta având permisul suspendat. Ei nu au cu ce să meargă la școală, cei care stau în satele din apropiere? Nu au cu ce să meargă la școală. Bună seara! În comună are loc un adevărat război între primarul urbei și directoarea școlii principale, ambii susținuți de partide politice diferite. Doar că de această dată la mijloc au căzut copiii. Sunt aproximativ 90 de elevi care beneficiau de transport școlar până astăzi. Ce s-a întâmplat? Ei bine, șoferul microbuzului școlar și-a dat demisia în urmă cu câteva zile, iar procedura legală de angajare a unui om nou durează cam o lună. În tot acest timp, microbuzul școlar nu are de cine să fie condus. Astăzi, în prima zi a noului an școlar, părinții au mers la primărie pentru a-l certa pe primar, pentru a căuta o rezolvare a acestei crize, doar că primarul a fost de negăsit. Așadar, de mâine, de când efectiv încep cursurile, sunt zeci de copii care nu au cum să ajungă la școală sau, dacă o vor face, o vor face prin propriile forțe. Unii aduși de părinți cu mașinile personale, cine are mașină, alții vor veni pe jos și gândiți-vă că sunt copii care stau și la 5-6 km depărtare de școala principală din localitatea Balaci. Se încearcă o rezolvare, se va încerca mâine o rezolvare a acestei probleme. Va fi organizată o ședință cu părinții pentru ca directoarea să găsească o soluție, dar șansele sunt destul de mici. În acest context, mulți părinți acuză că își vor ține copiii acasă în următoarele săptămâni până se va găsi un șofer care să-i conducă, să-i aducă din satele din apropiere la școala din Balaci.